După mai bine de un an de așteptare, din 4 septembrie curent, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor în Achiziții Publice a devenit funcțională. Acesta este subiectul pe care îl vom aborda astăzi în emisiunea noastră și ne vom referi la câteva aspecte de bază privind atât procesul de creare acestei agenții, cât și modalitatea în care aceasta funcționează deja de mai bine de 3 săptămâni. Deci, în primul rând, vreau să menționez faptul că odată cu semnarea acordului de asociere, Republica Moldova și-a asumat un angajament prin care să reformeze sistemul național de achiziții publice. Unul dintre aceste angajamente ține nemijlocit de crearea unui sistem eficace a căilor de atac în materie de achiziții publice. Ce înseamnă acest lucru? Aceasta înseamnă că Republica Moldova trebuie să-și creeze o agenție, un organ independent, imparțial și autonom care să fie responsabil atât de primirea, cât și de examinarea contestațiilor depuse de agenții economici care consideră că le-au fost vătămate anumite drepturi în cadrul procedurilor de achiziție publică la care participă. Odată cu intrarea în vigoare a noii legi privind achizițiile publice în mai 2016, acest organ, această agenție urma deja să fie creată. Totuși, procesul de creare a acesteia a fost unul, în primul rând, foarte îndelungat, chiar s-a tergiversat foarte mult, iar în al doilea rând a fost unul foarte netransparent. Și în acest sens, odată cu inițial, deci agenția a urmat să fie una subordonată Ministerului Finanțelor, ceea ce, conform mai multor experți, atât locali cât și internaționali și în speță experții Sigma, au menționat faptul că fiind subordonată Ministerului Finanțelor, cel care reglementează sau cel care elaborează politicile în domeniul achizițiilor publice, aceasta nu ar urma să fie una independentă, așa cum prevede acordul de asociere. Urmarea acestor discuții, Ministerul Finanțelor a propus modificarea legii, astfel încât agenția să fie una autonomă și independentă, ceea ce înseamnă că a urmat să fie creată de către Parlament și în speță de Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanțe. Revenind la procesul netransparent de care am menționat acum, vreau să zic că în iunie curent, societatea civilă a lansat un apel prin care am solicitat ca procesul ca pe lângă faptul că agenția să devină funcțională cât mai curând, fiindcă între timp agenții economici au fost lezați cumva de dreptul de a-și apăra interesele care consideră că au fost lezate în cadrul procedurilor de achiziție, fiindcă deci puteau doar depune plângeri sau se puteau adresa doar în instanțele de judecată, ceea ce îi cunosc foarte bine, că aceasta implică foarte multe resurse și foarte mult timp și de cele mai multe ori deci renunțau, da? Și ulterior nici nu mai își pierdeau și încrederea de a mai participa la alte proceduri de achiziție. Respectiv, mai mulți reprezentanți ai societății civile am solicitat ca acest proces de creare a agenției de către Comisia Parlamentară, dar și selectare a conducerii și consilierilor care urma să soluționeze contestațiile, să fie un proces transparent, imparțial și deschis. Deci, așa cum prevede chiar și legea 131, la articolul 75. Acest proces însă s-a dovedit a fi unul, cum spuneam, netransparent. Deși Comisia Parlamentară a lansat concursul încă din decembrie 2016, consilierii și conducerea și consilierii respectivei agenții au fost selectați abia mai târziu cu jumătate de an. Între timp, procesul de selectare, întrunirile, toate ședințele au fost netransparente și nu a fost publicat niciun proces verbal al comisiilor respective, nicio decizie cu privire la interviurile care au fost cu candidații la aceste funcții. Respectiv, noi nu am avut acces la niciun fel de informații privind acest proces, ceea ce a fost o mare îngrijorare și este o mare îngrijorare privind transparența și mai ales imparțialitatea acestei agenții. Dacă să mă refer la
deja modalitatea în care funcționează și transparența activității, iarăși. Cum ziceam, conform unui comunicat publicat atât de către Ministerul Finanțelor, cât și deja de către noua agenție creată, funcționalitatea efectivă a acesteia a început la data de 4 septembrie curent, atunci când s-a anunțat că deja agenții economici pot depune contestații către noua agenție creată. Analizând informația publicată pe pagina web a agenției, putem vedea că deja 9 decizii au fost publicate. Dintre acestea, 5 se referă la rezultatele procedurii de achiziție, care a fost contestată de către agenții, de către operatorii economici, iar altele 4 țin de documentația de atribuire. Pentru că dacă vorbim de procedura de contestație, atunci agentul economic are două motive pe care le poate contesta. Deci fie este documentația de atribuire, fie sunt rezultatele procedurii de achiziție. Vorbind mai detaliat pe modul în care asigură transparența în procesul decizional acest nou organ, putem spune că deciziile sunt publicate pe site-ul agenției, cum ziceam, în format PDF, adică decizia integrală este publicată, pe lângă faptul că sunt indicate licitația sau procedura care a fost contestată, care este motivul contestării și eventual deja decizia luată, deci dacă a fost acceptată contestația sau dacă a fost respinsă. Vroiam să zic că unul dintre motivele, așa un risc, aș zice chiar, ține de faptul că din cele 9 decizii publicate pe site-ul agenției, 6 au fost respinse ca fiind nefondate sau inacceptabile, iar 3 fiind acceptate. Ce înseamnă acest lucru sau cum putem interpreta acest lucru? Este faptul că fie agenții economici, nefiind cumva, fiind privați de fapt mai bine de un an de dreptul de a aplica, de a contesta anumite proceduri de achiziție, acum ei fie nu cunosc foarte bine procedura de contestare, care în sine este una simplă, aș spune este decât o cerere în care ei își prezintă motivația, motivele contestării, își prezintă o informație foarte, foarte succintă, nu este complicată deloc, dar în rândul doi este vorba de termenii de depunere a contestațiilor, pentru că care la fel îi considerăm unii nediscriminatori, adică este vorba de 5 zile pentru procedurile, pentru achizițiile care sunt până la un anumit prag. Acesta este 2,3 milioane de lei pentru bunuri, pentru achiziții de bunuri și lucrări și este vorba de 90 de milioane pentru lucrări. Deci aceasta înseamnă că iau la dispoziție 5 zile pentru a depune contestația. Referitor la deciziile luate de către noul organ, vreau să menționez că IDIS viitorul va continua să monitorizeze prin anumite note de poziție, prin analiza acestora, deci transparența, dar și modul în care acesta se încadrează în cadrul legal și mai ales în tot ce ține de principiile de transparență și imparțialitate. Deciziile vor fi monitorizate pentru ca acestea să nu discrimineze niciun mod agenții economici, iar atunci când motivul contestării sau situația este similară, deciziile să nu fie diferite. Mai mult ca atât, un alt aspect la care am vrut să mă opresc în sensul monitorizării activității noii agenții ține și de asigurarea transparenței. Aici mă refer la organizarea ședințelor de examinare a contestațiilor, care, conform cadrului legal, ele sunt publice, deschise. În acest sens, iarăși, legea obligă ca agenția să organizeze să publice data și locul respectivelor ședințe pe pagina sa web. În acest sens, aș vrea să fac un apel sau aș vrea să zic că este un aspect care trebuie luat în calcul atât și de agenții economici, cât și de societatea civilă, de diferite organizații care monitorizează transparența și
activitatea agenției. Respectiv, la ședințele, la ședințele date poate participa orice persoană, decât trebuie să se înregistreze sau să telefoneze agenția pentru soluționarea contestațiilor. Agenții economici care consideră că le-a fost lezat un drept în cadrul unei proceduri de achiziții pot depune contestații la agenții prin diverse metode. Asta înseamnă că este posibilă și depunerea contestației în mod electronic, ceea ce considerăm că este un fapt pozitiv și nu birocratizează foarte mult procesul de depunere a contestației, fapt care ar putea într-o anumită măsură să motiveze unii agenți ca să renunțe la depunerea contestației. Mai mult ca atât, conform raportului din 2016 Agenției Achiziției Publice, din totalul procedurilor de achiziție din 2016, mai mult de 8% dintre acestea au fost contestate. De ce vorbesc de acest indicator? Fiindcă este unul destul de înalt și aceasta înseamnă că cumva modalitatea în care autoritățile contractante, autoritățile publice în procesul de desfășurare a unei achiziții este una fie discriminatorii, fie nu asigură transparența, deci aceasta vorbește despre o mulțime de probleme care sunt în sistemul achizițiilor publice. Iată de ce era important ca să existe și să funcționeze un organ care să fie responsabil doar de soluționarea contestațiilor.